Domnul Lupu, ce faceți, domne? Așa merge. Te bucuri de Opel? Mai și mult decât pământ de la volan. Domnul Lupu, ce faceți, domne? E grav, am impresia. Nu e grav deloc, am venit să mă întâlnim în joc de parcare. Așa se întâmplă când te obișnuiești de la Skoda. Trebuie să pui că te-ai deja obișnuit de parcare. Bă, Robi, bă, parcă am fi într-o reprezentanță cu 15 ani. Când ți-ai început tu cariera. La rugăm, ce frumos! Pa. Ce, am împit rău de Toma și Robi? Uite că se prezintă extraordinar de bine la 15 ani, 16. Știi, îți place oamenii de vânzare. Știi povestea aia? Unde rugineau prima dată? Nu, dar orice Opel ruginește întâi în spate la aripi. Deci, uite-mă că nimic. Ne uităm, o inspectăm mai bine după ce o ridicăm. Hai, sus cu ea. Ta-da! În Craiova s-a deschis cea mai nouă pizzerie, care se numește La Madonna. O găsiți în spatele Bisericii Madonna, pe strada Câmpiei Zlaz. Iar numărul de telefon o să vi-l las în descrierea clipului. Bă, deci pentru niște senzori din ăștia tu ești cu croit să demontezi jumătate de mașină? Chiar așa de profesionist lucrezi? Credeam că dai 3-4 găuri pe aceea, pac, pac. Păi dăm 3-4 găuri, dar rest... Adică tu vrei să punem senzorii exact în locul unde a zis producătorul. Nu dăm, nu marcăm așa cu markerul pe bară și dăm găuri aiurea, nu? Dacă are semne, de ce să nu profităm de ele să le punem exact? Dacă vine unul, clientul vine și măsoară la una distanța, care a fost de fabrică, ce spun? Uite, bara asta a fost revopsită. Că cineva i-a vopsit și bandoul. Dar măcar a vopsit-o bine. Și e prinsă cu niște mijloace. E prinsă suspect? O, da. A prins-o tâmplarul. Da. Asta e fratele meu. Tot felul de intervenții acum. Contează cum arată, nu cum e făcută, nu? Ia uite și în partea asta. Dar asta, nu, ăsta e originalul. E originalul ăsta, e originalul. Domnul Lupu, de ce v-ați luat mașină cu bara din spate revopsită? Trebuia să o verificați pe toate aplicațiile alea, să vă spună că nu trebuie să o cumpărați, că are bara revopsită și prinsă cu negrese. În aplicațiile alea nu spune de negrese, că nu cunoaște termenul. Dacă vrei să am cu oglindă. Eu am mai băgat în comisaj în oglindă, dar nu avea. Bă, răi, bă, ăștia, bă, să intervină cu negrese la un Opel din ăsta de 16 ani. Două nici nu se pun la calcul. Dacă te caut în pantofi, hai să puteai să ai mai multe negrese decât... Alo! Alo! Deci fii atent că aici cineva a intervenit foarte grav și a montat niște șoricei. Ca să stea fusta pe la nivel, da? Bă, vine la linie. Până la urmă, știi, scopul scuză mijloacele. Adică... Idei noi, mașini mai bune. Da. Contează rezultatul final. Ne uitați să mergele. A, păi trage tare atunci. Nu tare. S-a încet. Dar mai spiturat e două pe aici. Aha. Stai să luăm scula. Pe partea asta e prinsă de fabrică. Scula face jumătate din lucrare. Trei sferturi. Da, ultimul sfert este pasiune și talent. Bun. Unde o depozităm? Trebuie să o depozităm cu fața în jos?
Pe acest Jaguar? Ce Jaguar, nu? Ceva. Niște... Exact ca să-i... De unde dracu sunt? De ăsta? Da. Exact pe locul de original. Hai că aflăm acum, ne lămurește domnul Prea. Da, domnule. Câte greșe am mai făceam la opera, că le luau fără să-mi trebuie mai ieftin. Știu. A fost trângul baraj și încălzit. Este ce îmi dau mai încălzit. Da, dar marea întrebare știi care e? De unde dăm găuri? Din într-un afară sau din afară? Din afară nu. Uite aici unul. Unde e pus ăsta? E cruce, bă, nu e cruce. Păi e un cer și un da, ener. Eu am pus cruce. Și alta trebuie să fie pe aici. Nici de cum pe aici. Păi nu, normal. Păi nu, eu mă uite la ușorul. E primit, a fost țăpată pe aici, așa, văd. A fost împins un pic. Plasticul nu ruginește. Asta e bine. Puțin. Aici sunt și ingineri. Fiți atenți aici, că un inginer a scris aici D. Vedeți? Asta e litera D. D e F. Nu. Tot e X și F. Bă, cum vine? Bă, ce dracu de inginer a fost ăsta? Deci aici e D. Dai să mă aprindem lumina. Oricum ăștia sunt în locurile astea trebuie puși. Tu ce zici? Deci aici avem EF. Aici avem un E și un F. Și acolo avem un D și un E. Ăsta odată. În pătratul ăsta aici. A, zici? Păi și scrisurile alea pentru ce sunt acolo? Nu știu. Uite, aici e. Îl vezi de tarotin. Nu suntem la ora de golf, bineînțeles, nu avem niciun golf la reparat. Însă uleiul Ravenol și piese auto la prețuri competitive doar pe site-ul www.vvdmauto.ro. Cum face Tiger Woods este? Toate de astea sunt peste tot pe aici, să știi. Cum e ăsta cu plusul ăsta în el? Vezi? Ia mă arată mie unul, în bătrădele. Pluicul nu-l văd, că sunt și eu. Păi uite, dă-te, pune-ți lumina să o vezi tu. Hai bă, hai să mă, ce să mai ții? Uite, de aici. Pe drumul ăsta e dreaptă pe aici, da? Da. Asta ca să fim noi exagerat, desigur. Și până asta până în drumul. Să mă arăt de curată de nerușinat. Alușina ruleta. Și de aici. Până aici, unde? X marchează locul comorii. Cam de 5 cm, de cât cm de gaură. Oare bă, aia, ia. A, știu care... Aha. Ce am putut să schimbă să ai? Păi și nu-i pui la același nivel? Cum? A, la același nivel, da. Stai.
Bine, ăștia pe lateral poți să-i duci oricât, chiar și mai în lateral. Păi da, deci vede bordură. Mm. Sau vede obstacole care depășesc mașina. Așa poți să-i pui pe lateral de tot. Și face și partea de automată. Face, face. Să plimbă volanul. Și acum scula mai mare, nu? Ah. Deci trebuie să lucrăm la înălțime, am impresia. Păi o punem cu fața în jos ca să nu zgârim. Dacă o zgâri pe interior, nu cred că e problemă. Nu știu, pun așa jos în curte. Ce? Și se zgârie curtele. Să faceți puțină reclamă mascată la mâinile tele. Văd acum la stupatul găurilor. Mai ales încă niciodată. Da, trebuie să iau, vezi ce formau, trebuie cu urechile așa două în jos. Zici? De ce? Și acum îi put. Vrei? Bă, Cristi, știi cum îi putem proba? Am eu o cățelușă, știu eu. Aoleu, nu că trebuie să-și mai ia vreo 15 seturi. Am înțeles că îi plac doar aia original. Nu că eu n-am avut, de ăștia am avut și eu n-am avut original. Te împingi și nu-ți întregă garnitura aia, dar așa... Da, de asta se montează cu bara dată jos, să armeze în chestiile alea acolo. Dacă poți, dacă am văzut de ei, se prinde cu cauciucuri de amici. Depind cu picătura, cu mastic, să nu îmi ia câinele. Și ultimul. Să stai mufle la... La ăsta, fereală. Se moară. Eu vreau să intre. Că ăsta cu trei și să simți pe de căci. Dar intră cum vreau. Poate invers. Nu, e că crește ăștia pe doi de săgăță. Uite, vezi, uh-huh. Intră pe dungile. Nu intră, doar așa, învățește așa. Dar sunt pitulații aici. Nu, fără, sunt băgat rău. Mă deranjez. Ia să vedem. Care bec se aprinde? Amândouă. Se aprinde. Asta și asta se duce. Se duce pe aici. Și al doilea care ar fi. Asta. Și ia scoatem din mașalier. Asta e, domn. Alcul negru. Deci este al doilea de sus în jos, nu? Gata, domn. Să ții greu. Taie firul roșu. Firul roșu. Ia uite, eu leg. Firul roșu.
Da, unii vezi în filme se taie firul roșu. Noi îl legăm. Teoretic, te cam trebuie să tai firul negru, nu firul roșu. Deci, practic, acum ne-a legat pe firul de marșarier. Pe plus. Pe plus. Comanda, adică. Și minusul legi pe minusul triplei. Nu. Da unde? Pe caroserie? Pe minusul ăsta, să nu mai rupe asta. Am înțeles. Da, pe minusul caroseriei, da. Robi, să nu le legi bine așa, să-i atârne pe sub ea în mersul omului, știi? Ca să cunoască că a umblat la ea, știi? Păi așa, dacă nu-l lași. Am mai făcut un focus la vopsit, schimbat arip și vopsit. Și evident că am găsit mufele de la proiectoare jos. Când vine câte o mașină cu senzori de ăștia și fii atent ce fac. De aici încolo îi dă bandă în continuu. Și eu ca să-i demontez, să-i vopsesc vara, trebuie să desfac toată banda. Și nu poți să tai cu cutterul, că tai firele. Nu știu ce e așa, bă, și desfaci. Și se rupe și îl înjuri în continuu. Oricum, cel mai bine o lași. Oricum le vin în mașină. Ia de bară. Ia, bă, luați de bară, că eu vin cu camera. A, ce meserie frumoasă, domnule. Ușor la colțuri. Bă, să nu zgâria Jaguarul. Pe unde le treci în mașină? Pe unde le treci în mașină? Pe unde veneam și de, de fabrică. A, pe unde e grab, bravo. Gaura cablajului. Bine, nu știi că noi ne-am cunoscut la Alcom. Bă, nu mai țin minte. Acum câți ani, Robert? 17-18 ani. Parcă eu am trecut. Îmi veneai cu Vectra pe alb. Și uite așa a fost că Mihai a fost cu polul reprezentanță. Da. Cu puținele mașini cu care a fost în reprezentanță. Avea un prieten de venea și lua când lăsa la mașina acolo. Ia. Ia de cultură. Nu mai am mufele. Și l-au făcut cum să le dai după colțul, după ocolișul. Și în partea asta nu mai bate în scurie. Este riscul să... Fugă încolo. Nici nu mai băgat-o peste. Bine. La linie, frumos. Proba, proba de, nu e proba finală, doamne, e proba de, înainte de montaj. Vorbe sunt dat. Este așa, se văd. Hopa. Hopa, vă venit în Europa. Ăștia au număr. Nu, bă, bă, ce, păi... Bași cum vrei, dar trebuie... Uităm ce spune display-ul. A, băgăm câte unul, vedem care e. Da. Bravo, da. N-are. N-are, da. Chiar nu are. Unele au, au, bă, că de. Știu. Asta n-are. Eu am numai D. Cum? Eu am numai D. La A. Este. Vezi că cum pui display-ul, ia fi atent. Hai să ne uităm, dacă are loc deasupra, știi? Da, știi că ți-aduce aminte că la o mașină noi l-am pus sub oglindă, că n-avea loc peste oglindă și a trebuit... N-am pus niciodată sub. Ba da. Eu nu. Ba da. Am pus în altă parte. E, unde am pus în altă parte? La oricum, la asta are loc peste oglindă. Vezi, ăsta e invers. Da, deci ăsta e, e ultimul în partea altă. Ăsta e ultimul de aici.
Da. Sună periculos. Următorul. Lungime. Cel mai lung ăsta e de acolo. Ia să te vedem. Adică în partea cealaltă. Nu e. E cel mai greu. Fii atent. Vedeți așa? Hai că le-am nimerit oricum. Nu e mare. Ia. Sunt toți băgați? Nu. Ei, și acum? Nu stai aici. Și vii dintr-o parte în alta. Ia, vină spre mine. E bine, domnule. Montăm. Gata, domnule, hai, dăm acum. Știi ce suport avea aici? Unii pătrați care aveau doi țâmburuși și intrau aici pe ăștia. Da. De ea, așa, și asta intra, avea doi crești și intra și se clipsa. Dar dacă te uiți, să uiți pe la vechi crașeuri. Să vezi că sar băia de aici și ăștia merg așa, pătrânate. Da. Bine, asta... Nu, te punem cu suport din asta de sfânt. Parcă albe voi aici, nu? Să ripunem ăsta, să punem... Da, aceeași culoare, e? Da, să nu fie diferență. Pac. La aceeași înălțime. E bine. Și la vară cald. E nou. Asta ce operațiune urmează acum? Urmează să băgăm firul prin interiorul mașinii. Și de ce te speli pe mâini? Păi bă, cum vrei să pun mâinile pline de mizerie? Ca să nu murdărești interiorul, bă. O parte ar fi bine dacă aș fi combinat cu vreunul de face interioare, eu îi le mânjesc și după o să îi pasez. Da, da, da. Nu am pus interioare, că imediat am mânjesc pe aici mașini zilnic, pot, aș am ocazia. E bine. Ce le recomand? Bă, Robert. Da? Dar de ce nu vii cu firul din spate spre în față? Păi de ce? Să mă pomenesc aici cu jumătate de metru de fir. Păi legi în jurul oglinzii așa, mai, mai atârn de el o iconiță, o ceva, o... Aaa, la asta chiar tot nu mă gândesc. Ia gâțul de asta, pus eu gâț aici în plafon. Pac, 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 pac. Și ce rămâne, da? Ca la nemți. Vis. Altul moare. Așa nu are. Domnul Lupu? Așa mă gândi și eu. Când mă urcai pe mare. Bă, fost la cum le zice Mihai? Ce? Nu știu, la unde ai făcut tu? A, la băiatul ăla? Dezintoxicarea ce? Sterilizare, chiar așa se numește. Da. Unde s-au făcut ție dezintoxicare? A fost la dezintoxicare, da. Am o plăcină cu apă. După ce? Și-l băgăm pe aici pe două răzut. Acum. Deci totul ca nou, o? Exact unde ați venit neamțul. Așa, să legăm cu șoricii de instalație. Dar cât mai puțin, că dacă sunt mulți, iar mă înjură vreunul, cum îi înjur eu. A, să sperăm că nu se mai umblă pe aici. Deci, o săptămână să putem montaj. Mergem tot pe ăștia albe. Nu se vede, nu se vede. Mai vezi,
Nea Mihai. Bat, bat. Mă schimbăm puterea la asta. Să nu spargi tripla. E dată pe... Să o tragă în interior, în caroserie. E dată pe minim. Merge... Facem reclamă. Mi-a dat o pe asta pe potări, că ți-mi place mie. Pe aripă aici. Unde lipim? Iau și pe asta. Pe aripă. Pam, pam. Este să trec pe partea de altă. Cât de filologie are tata așa. Acum aici sus, dacă va fi nevoie să umbli la ea sau să dea ăștia jos, să nu mai dea toate plasticele. Aha. Aici are aia de vizitare, da, bravo. Are loc. Să bagem una în aia. Robert, ce faci aici? Fac mate! Dai cu aspiratorul prin servici! Scuze-mă! Are frumos de domnul aici! Scuze-mă! De la pom, de la iarnă. Iar folosi soluția magică. De nu știe nimeni ce e în recipientul ăla. Pe aici să-i fi dat cu o sărăceară. Păi avem? Cum să nu avem? Păi hai să-i dăm o țără. Păi după aia îl ține prea mult și nu mai vinde niciodată. Asta zic, deci elezi, că lumina e aprinsă, că e stinsă. Bine, uneori cu lumina aprinsă e mai bine, că știi cu cine ai de-a face. Cu lumina stinsă e cam cu toată lumea la fel. Ia zi, bă, Robert. Ce să mai zic, domnul? Mochetă de calitate, nu, Opelul ăsta în portbagaj. Cum? Mochetă de calitate. Opel bun e groasă. Nu și e de calitate, uite. Am mai văzut la un Audi o mochetă, dar nu era chiar așa groasă. Mamă, hai, hai. Era cu zorneli. Domnul Lupu, dar de ce aveți două extintoare la mașina asta? De frică? Am avut Ford. Ah. Ford e cu probleme. Focus! Știi vorba aia, Focus a ales de el. Focus a ales de el, exact. Așa. Și ultima probă și gata. Să nu dai tare în spate. Pozițiile funcționează, stau pe frână. Se aude ceva? Stai că ai ușile deschise, stai așa. Merge, ce să mai. Pop, atâta, ho! Și apă, vede. Asta este. Gata.